Господине Картареску, честитки за наградата Прозарт. Вие веќе изјавивте дека оваа награда не само што представува радост за вас, туку воедно ви предизвикува и немир и одговорност. Па што значи тоа? În același timp, un premiu nu este numai un dar care se face scriitorului, este și o obligație din partea scriitorului. Un autor care ia un premiu trebuie să se dovedească demn de el, nu numai în trecut, ci și în viitor. Trebuie să îl considere ca un cec în alb, pe care cu generozitate îl oferă o instituție culturală. Какви се разликите да се биде писател во периодот на Никола Чеушеску и да се биде писател денес во Романија? Литература ме е абсолютно la fel și înainte și după Revoluția Română. Diferența este că în trecut era mult mai greu să în public scrierile și că ele în măsura în care au apărut cenzurate. Dar în privința formei lor artistice, eu nu am făcut nicio concesie înainte de căderea regimului comunist. Am scris exact la fel ca după aceea. Вашиот еп Левант е исполнет со различни чувства, од вистинска среќа до тага поради невозвратената љубов. Има ли нешто автобиографско во ова дело? Este o scriere foarte complexă, poate fi considerată un roman în versuri sau o istorie a poeziei românești, pentru că este o imensă parodie a tuturor stilurilor poeziei românești. Dar Levantul are și o altă dimensiune foarte importantă pentru mine. E o carte politică, o parabolă împotriva regimului comunist și a dictatorului din acel moment din România. Како ја доживувате сегашноста и како гледате на иднината на светот по пандемијата со COVID-19? Есте о ситуација пе каре нимен не а превазуто, деши ера лимпе дека о пандемија не ва лови ин курент. Ши ку тате ацесте а венит асупра ноастра, уарекум не аштептат, уарекум не прегатит, есте această pandemie este și un prilej de reflecție pentru noi, pentru că ne arată că oamenii sunt foarte vulnerabili în fața manipulării, că ei sunt dispuși să creadă cele mai absurde lucruri și că de multe ori acționează împotriva propriului lor interes. Deci dacă cineva vrea să facă un studiu de caz în privința manipulativității oamenilor, această epocă a fost un bun prilej pentru asta.